Slăvit să fie Domnul! Slujba mea în seara aceasta este să vă arăt fiecare dintre dumneavoastră locul unde se poate face totul. Știți care e locul acesta? Noi putem să facem tot, dar într-un singur loc. În Iisus Hristos, binecuvântat să fie El. Scriptura spune, despărțiți de mine, nu puteți să faceți, dar dumneavoastră faceți ceva fără Hristos. Facem atâtea lucruri fără Dumnezeu. Dar toate lucrurile care le facem fără Dumnezeu însemnează nimic. Biblia mea spune că nimic bun nu locuiește în mine. Asta însemnează că fiecare dintre dumneavoastră împreună cu mine, făcând parte din categoria oamenilor trăim pe pământ, în interiorul nostru suntem corupți toți. În interiorul nostru suntem căzuți toți. În interiorul nostru suntem făcuți praf toți. În interiorul nostru este mizerie și putregaie. Dar se pare că încercăm să atragem, să impresionăm sau să cucerim prin ceea ce facem în exterior. De aceea să știți că facem multe lucruri în exterior pentru că nu mai avem în noi. Și atunci încercăm să cucerim, să impresionăm, să atragem prin îmbrăcăminte, freze, mașini, case, arhitectură, design. Dar aș vrea să știți un lucru în seara asta. Dumnezeu nu e un turist. El nu vine să facă poze. Nu vine să vadă cât ești dumneatale de bine îmbrăcat nici la casa dumitale. Nu-L impresionează pe Dumnezeu lucrurile astea. Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt și El se uită la cu totul altceva, binecuvântat să fie El. Dacă urmăriți textul care a fost citit, este din Sfânta Evanghelie, după Luca, capitolul 1. Trebuie să știți fiecare dintre dumneavoastră că de la Vechiul Testament, de la încheierea Vechiului Testament, Cartea Maleahii, până la capitolul ăsta 1, sunt 400 de ani. Ăștia 400 de ani au fost numiți o perioadă întunecată, adică ani de întuneric. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu nu a zis nimic. Și atunci când Dumnezeu nu spune ceva, înseamnă că e întuneric. Dar trebuie să știm că în ăștia 400 de ani existau experți la templu și în sinagogi care explicau scripturile. Și se pare că Dumnezeu nu era cucerit de lucrul ăsta și nu venea de sute de ani. Dar vreau să vă întreb, cum se poate cu experți pregătiți să explice Tora Vechiului Testament, slujbe la rând, evenimente? Trebuie să știți că evreii aveau un cor extraordinar de leviți. Nimic nu-L mai impresiona pe Dumnezeu. Dumneavoastră să nu credeți că dacă avem un cor, dacă avem o fanfară, dacă avem o orchestră, Dumnezeu este cucerit de lucrurile astea. Dumnezeu nu se uită ca noi. Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt și se uită într-un mod diferit, binecuvântat să fie El. Gândiți-vă că aveau un templu, atunci când oamenii când treceau pe lângă templu ăsta, rămâneau cu gura căscată și ziceau, exclamau, ce pietre și ce zidiri. Și Dumnezeu nu mai venea. Odăjdii fascinante aveau preoții. Predici probabil grozave. Un cor de leviți care cântau. Un templu care impresiona. Și Dumnezeu nu era cucerit de absolut nimic și nu mai venea de 400 de ani. Asta însemnează că pot fi evanghelizări, pot fi coruri, pot fi repetiții, pot fi oameni care cântă, pot fi oameni care predică și Dumnezeu să nu zică nimic. Dumneavoastră să nu credeți că dacă noi predicăm, cântăm, Dumnezeu neapărat zice ceva. De aceea noi trebuie să ne zberim de fiecare dată, să spunem, Doamne, spune Tu ceva. Eu cred că dumneavoastră ați venit aici ca Dumnezeu să vă spună un cuvânt. E, ce l-aduce pe Dumnezeu? Când vine Dumnezeu la noi? Atunci când cântăm, atunci când predicăm, păi gândiți-vă că acolo au fost suficiente cântări și predici și Dumnezeu nu venea de sute de ani. E, după 400 de ani, dintr-o dată o explozie, cerul se deschide, coboară îngerii, încep să cânte îngerii din cer, începe să coboare Dumnezeu, se întâmplă semne și minuni, prezența lui Dumnezeu coboară pe pământ. Ce l-a determinat pe Dumnezeu să vină? Ce l-a impresionat? Ce l-a făcut pe Dumnezeu? Ce l-a atras pe Dumnezeu să vină pe pământul acesta? Aș vrea să vă povestesc în ziua de astăzi, în după masa aceasta, că o fată pe care cercetătorii spun că avea undeva până în 17 ani cu numele Maria, l-a cucerit pe Dumnezeu. Ați cântat cu copiii minunat, Domnul să vă binecuvinteze,
sunteți tineri aici, s-ar putea să fie o fată aici de 16-17 ani care să nu fie reușit în viață să cucerească un băiat. S-ar putea să nu fi cucerit o școală, un oraș, o firmă. Dar în seara asta trebuie să afli că poți să-L cucerești pe Dumnezeu. Un singur om, o singură fată de 17 ani a reușit să-L aducă pe Dumnezeu înapoi. Dumnezeu să facă din copiii ăștia să fie generația care L-aduc pe Hristos înapoi, care aduc prezența Lui Dumnezeu. Dar ce avea fata asta cu un singur element, un singur lucru vreau să vă spun în seara asta? Eu că am stors de puteri după masa asta, am spus fratele David că nu știu dacă ajung până la 7:30, dar fratele David zice, nu te îngrijora, mai devreme să predici, numai mai târziu să nu. Așa că nu e nicio problemă că terminăm mai devreme în după masa aceasta, dar vrem să vedem ce El poate aduce pe Dumnezeu înapoi. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, vreți să vină Dumnezeu aici? Vreți să vină în orașul ăsta? Vreți să vină în casă dumneavoastră? Da, un singur lucru, atât de simplu, despre care am predicat de atâtea ori și se pare că este de neînțeles, chiar și pentru oamenii din biserică. Ceea ce L-a atras pe Dumnezeu să vină, ceea ce L-a cucerit, ceea ce L-a fascinat și L-a impresionat pe Dumnezeu, a fost fecioria. Adică fata asta era fecioară, nu e așa de greu, nu trebuie să mergi la Oxford să pricepi lucrul ăsta. Adică atunci când ești curat, când ești pur, când ești integru, asta îl atrage pe Dumnezeu. Eu am auzit foarte mulți oameni spunând că atunci când îl lauzi pe Domnul și cânți, Dumnezeu se coboară. Eu nu cred asta. Da, e adevărat că spune Scriptura lucrul ăsta, că Dumnezeu coboară în mijlocul laudelor, dar trebuie să citim și vecinii din context. Biblia spune așa, oamenilor fără prihană leșa de bine ce? Adică nu că noi cântăm și vine Dumnezeu. Dacă omul care cântă este neprihănit, pur și curat și integru, atunci se coboară Dumnezeu. Păi ăștia aveau un cor de leviți la templu care cântau mai bine ca noi toți. Și nu venea niciun Dumnezeu de 400 de ani, cu toate cântările lor. Asta însemnează că Dumnezeu nu vine în momentul când noi cântăm. Dacă ești curat, pur și integru, atunci se coboară Dumnezeu. Adică cântarea de laudă este doar un costum care șade bine pe cineva. Pe cine șade bine? Pe cel care e curat și integru și pur. Dacă eu cânt și nu sunt curat, asta e o comedie în fața cerului. Nu face nicio armonie cu cerul. Noi putem să învățăm să cântăm, putem să învățăm să predicăm, dar ceea ce îl cucerește pe Dumnezeu este curăția, puritatea, integritatea. Ascultați-mă, dacă o singură persoană aici este pură și integră și curată, Dumnezeu va coborâ. Dacă există o singură persoană care nu e întinată, să știți că fata asta cu numele Maria avea cea mai grea perioadă din viață să rămână curată. Pentru că era logodită cu un bărbat. Perioada de logodnă este cea mai grea perioadă pentru un băiat sau pentru o fată să nu fie întinați, să rămână curați. E, fata asta nu se ducea la Iosif acasă, nici Iosif nu venea la ea acasă. De-abia când i-a spus Dumnezeu să o ia acasă pe nevastă, s-a dus la el, la Iosif. Vă închipuiți dumneavoastră că Maria era în fiecare seară la Iosif acasă și mai venea Dumnezeu? Vă închipuiți dumneavoastră că Maria, logodită cu Iosif, stăteau îmbrățișați pe malul apei, acolo se sărutau și Dumnezeu se cobora? Dumneavoastră înțelegeți? Noi dacă stăm îmbrățișați, dacă ne atinge ceva lumesc, Dumnezeu nu mai vine oricât am cântat și am predicat. De aceea este important amănuntul ăsta care e foarte serios. Poate că l-ați auzit de atâtea ori, dar trebuie să înțelegeți. Dumneavoastră nu veți obține prezența lui Dumnezeu unde vă doriți, decât dacă este puritate, integritate și curăție. Binecuvântat să fie Domnul! Fata asta, când a venit mesajul ceresc, a spus așa, cum se va face lucrul acesta, că pe mine nu m-a atins nimeni niciodată? Și atunci a venit mesajul, dacă nu te-a atins nimeni niciodată și ești curată și pură și fecioară, te va atinge Duhul Sfânt. Și ceea ce iasă din tine se numește Fiul lui Dumnezeu.
adică acolo unde este atingerea lui Dumnezeu, ia ființă viața lui Iisus Hristos, binecuvântat să fie El. Dar Dumnezeu nu vine și nu atinge murdării și gonoaie și tomberoane. De aceea dacă ne hrănim la tomberon în fiecare zi cu lucrurile lumii și ne hrănim de la lada de gunoi, să nu aveți impresia că duminica noi venim în biserică și vine prezența Domnului. Nu! Dacă luni, marți, miercuri și așa mai departe, noi trăim în curăție și ne hrănim din împărăția lui Dumnezeu și a cerului, atunci se coboară Dumnezeu. Slăvit să fie! Aici a fost o scenetă cu buretele ăsta. Dumneavoastră știți că nașterea Domnului Iisus, biblic, se mai numește și întruparea cuvântului. Știți lucrul ăsta. Vreau să vă întreb, unde s-a întrupat cuvântul? Unde s-a întrupat cuvântul? Deci cuvântul s-a făcut trup. Unde? În pântecul Fecioarei Maria. Pentru că era curat și nu era întinat, cuvântul s-a întrupat acolo. De 2000 de ani cuvântul se întrupează într-un mod continuu. Numai că nu mai există un pântec a unei femei, ci pântecul fecioresc unde se întrupează cuvântul acum este mintea dumitale. Mintea dumitale, dacă este un pântec fecioresc, cuvântul lui Dumnezeu se întrupează acolo și ia naștere viața lui Iisus în tine. Asta e viața lui Iisus. Întruparea cuvântului într-o minte sau o inimă curată. Și atunci începe să trăiască Iisus în tine și asta e viața Domnului Iisus. Dumneavoastră vreți să trăiți viața Domnului Iisus? Asta e viața Domnului Iisus. Cuvântul se întrupează în mintea ta, dar dacă mintea ta este ca un pântec fecioresc. Aici s-a asemănat inima sau mintea cu un burete. Asta înseamnă că mintea dumneatale sau inima dumneatale, fiind ca un burete, absoarbe orice. Cred că v-am spus lucrul ăsta aici. Buretele ăsta, dacă îl pui pe cerneală, absoarbe cerneală. Dar dacă îl pui pe țuică, absoarbe țuică. Dar dacă e o travă lichidă, absoarbe o... Dar dacă e apă pură, o absoarbe? Deci cuvântul lui Dumnezeu este o apă vie, dar dacă buretele absoarbe, e curat și absoarbe apa vie, atunci când storci, e apă. Dar mintea și inima fiind un burete, ea absoarbe orice. Absoarbe știri, absoarbe politică, absoarbe sport, absoarbe bani, mașină, case. Și dacă buretele imbibat cu toate lucrurile acestea, cuvântul lui Dumnezeu unde se întrupează? Dumneavoastră aveți impresia că peste un burete, peste o minte bolnavă de toate lucrurile, se poate întrupa cuvântul lui Dumnezeu să ia naștere Fiul lui Dumnezeu? Să se nască Fiul lui Dumnezeu în inima ta? Nici vorbă. De-aia mintea dumitale e ca un burete care absorbe orice și inima dumitale la fel. Era aici o pildă și cu piatra. A zis bolovanul. Dumneavoastră știți pe ce a scris Dumnezeu legile în Vechiul Testament? Și în Noul Testament știți pe ce vrea să scrie? Dumnezeu nu mai vrea să scrie pe piatră. Și m-am săturat. Am scris în Vechiul Testament pe piatra, acum m-am schimbat. Scriu numai pe inimi. Dar inimile astea trebuie să fie de carne, noi și curate. Binecuvântat să fie Domnul. E, dacă este un tânăr, dacă este o tânără, dacă este un bătrân aici în forma asta și inima lui și mintea lui este curată, cuvântul lui Dumnezeu se întrupează acolo și omul acela va trăi viața Domnului Iisus. Azi dimineață ne-a vizitat un sfânt, un om bătrân și sfânt la adunare și a fost un subiect despre răbdare, despre seninătate. Ne-am rugat pentru asta, pentru răbdare și seninătate. Și fratele ăsta a mărturisit în felul următor. Eu, dacă îmi ies din fire o dată pe an, asta înseamnă ceva. Deci odată, să zic așa, nu știu dacă de două ori îmi ies din fire pentru ceva. Dar nevasta mi-a zis către mine, păi eu de două ori în fiecare zi. Dar zic la mine, e de două ori pe ceas. Cum e asta? Deci ceva nu e în regulă. Cum omul ăla poate să trăiască viața lui Iisus și timp de un an să nu iasă din fir acolo? E viața Domnului Iisus. Dar cum se obține viața asta Domnului Iisus? Omul ăla are o inimă curată, are o minte curată și când penetrează cuvântul, se întrupează acolo și se naște viața lui Iisus. Binecuvântat să fie Domnul. Noi tot mergem pe la evanghelizări, chemați și
Am observat un lucru. Tot le spune la oameni că sunt păcătoși. Dar nu le explicăm niciodată ce este păcatul. Dumneavoastră știți ce e păcatul. Păcatul este o unire dintre două lucruri. Un lucru este în interiorul meu sau al dumneatale și un lucru în exterior. Când lucru din mine se unește cu lucru din afara mea, cei doi ăștia se căsătoresc și fac un copil care se numește păcat. Dar dacă ce este în mine nu se unește cu ce este în exterior, nu-i păcat. Cele două lucruri care sunt? În interior eu am pornirile firii pământești. Dar pornirea, dacă nu o urmez și o stopez, nu-i păcat. Pentru că spune în Vechiul Testament, să nu urmați pornirile inimii voastre. E, pornirea asta din interior, trebuie să înțelegeți, dacă poți să pui, nu știu, dacă poți să afișezi Luca Galateni, capitolul 4, versetul 19. Să vedeți ce pornire, dumneavoastră aveți fire? Câți dintre dumneavoastră aveți fire? Toți aveți, bun, unii n-aveți, sunteți de beton. Dar, nu, Galateni 5 cu 19, scuze. Nu, toți care aveți fire, aveți porniri spre ce scrie aici. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Prea curvia, curvia, necurăția și desfrânarea. Adică toți care aveți fire pământească, aveți înclinație și porniri spre curvie. Eu am auzit oameni care sunt în biserică spun, eu n-aș mai putea să curvez niciodată. Stai liniștit. Poate n-ai ajuns în mediul ăla ca să vezi cât poți fi de ispitit. Dar în fiecare dintre noi există porniri spre curvie, spre prea curvie, spre necurăție, spre desfrânare. Nu știu dacă v-am spus aici că într-o mănăstire a fost crescut un copil de mic. Ăsta n-a văzut decât mănăstire, n-a văzut absolut nimic în viață. Și când a ajuns la adolescență, bătrânul călugăr zice, hai să-ți prezint orașul. Și l-a scos în oraș și a arătat cum merg firele de telefon, firele de curent, cum merg autobuzele, mașini. Dar la un moment dat o văzut mergând pe stradă o domniță îmbrăcată sumar. Și ăsta tânărul întreabă pe călugăr bătrânul, asta cine-i? Dar ăsta bătrân e diavolul. Eu mai prezentat în continuare toate lucrurile, după aia s-au retras la mănăstire. Când au ajuns la mănăstire, întreabă călugărul, băi, să-mi spui sincer, dintre toate lucrurile care ți le-am prezentat și le-ai văzut, ce ți-a plăcut mai mult? Ce credeți cu răspuns? Dar de unde știți? Păi, și în dumneavoastră, de-aia știți. Toți au pornirea asta spre diavolul, ați înțeles? Nu trebuie să te chinui, trebuie să faci absolut nicio școală să înveți să te uiți după o femeie. Ați văzut dumneavoastră să ducă cineva la școală să înveți să uite după o femeie? Astea sunt porniri care sunt în fiecare fire, nu trebuie să studiezi nimic. Odată îți vine pornirea, vezi o fată, vezi o femeie și odată se pornește ceva din tine și atunci trebuie să stopezi. Dacă stopezi pornirea aia, nu-i păcat. Dar înclinația o ai spre așa ceva. Oricine are fire, are înclinații spre desfânare, necurăție, curvie, precoare. Dar hai să zicem că poate nu le aveți cu asta, dă-i mai departe. Dacă nu le aveți cu astea, aveți înclinație spre închinare la idol, dar de fapt toate sunt noi. Numai că nu sunt dezvoltate pentru că n-am avut mediul necesar. Dumneavoastră, aveți porniri spre închinare la idol? Ați putea spune că nu v-ați închinat niciodată la o vacă. Dar asta pentru simplu fapt că nu v-ați născut în India. Dacă erați în mediul ăla din India, același lucru îl făceați și dumneavoastră și eu. Aveam înclinații să ne închinăm la idoli. Dar dacă nu avem cu înclinația asta, nu avem mediul necesar, că nu suntem în Oltenia, poate vrăjitoria. Sau dacă nu aveți cu vrăjitorile, vrăjbile, certuri, zavistii, cu mâniile, le aveți pe aici? Aveți porniri spre mânie? Neînțelegeri, aveți porniri spre neînțelegeri sau vă înțelegeți de minune? Dezbinări, cum? Certuri de partide. Deci oameni, fiecare dintre noi suntem în interior putrezi și avem înclinații și porniri spre așa ceva și multe lucruri asemănătoare cu acestea. Dar dacă ai pornirea și nu urmezi și o stopezi, nu este păcat. Pentru că ne gândim și noi de multe ori, domne,
Ne-am pocăit, suntem pastori, suntem predicatori, vestim Evanghelia peste tot. Vezi o femeie și dintr-o dată îți pleacă ceva. Pleacă o pornire, dar dacă o stopești, te gândești, bă, dar eu m-am pocăit, ar trebui eu să mă gândesc la așa ceva? Dar dumneatale încă ai fire. Dar dacă o răstignești și o lasă acolo și nu pornești și te depărtezi de ea, nu ai păcătuit. Deci pornirea din mine trebuie să se unească cu ispita din afară care vine de la diavolul. Eu am o înclinație spre păcat, spre pornirile astea, dar în afară diavolul mă ispitește pe măsura sau în funcție de ceea ce am eu în interior. Și Domnul Iisus, vreau să mă întreb, Domnul Iisus a fost ispitit și a păcătuit? Dumneavoastră sunteți ispitiți. Sunteți dumneavoastră ispitiți ca și mine. Dar dacă nu răspunzi la ispită, rămâi fără păcat. Numai că diavolul când vine ispita, vine exact potrivită pe pornirea ta. Adică dacă ai pornire spre ceva, diavolul știind lucrul ăsta, te ispitește exact cu lucrul ăla. Poate că am mai spus aici că eu m-am dus odată la un cer de rugăciune și în cercul ăla, de obicei, la sfârșit, se servește câte un cozonac, câte o prăjitură. Și de fiecare dată când e o soră acolo, eu știu că ea aduce prăjitură cu brânză dulce. Și asta e pornirea mea. Și când m-am dus odată în cercul ăsta de rugăciune, am văzut-o pe soră acolo. Și imediat în minte m-a venit, băi, sigur, după rugăciune, e prăjitură cu brânză dulce. Oameni buni, de când am închis ochii să mă rog, n-am văzut decât brânză dulce. Vedeam numai prăjitură, băi, dar ce-i cu mine, băi, dar îți dai seama diavolul. Exact așa vine. Eu v-am dat doar așa ceva sugestiv ca să pricepeți. Dacă îți place prăjitură cu brânză dulce, el când vine cu ispita, cu asta vine, cu brânză dulce, că dacă îți dă măr, nu-ți place. La altul vine cu măr, cu nucă, cu mac, fiecare după plăcerea lui, pentru că diavolul e expert în ispite. El te ispitește pe măsura sau pe plăcerile care le ai în ființa ta. V-am mai spus aici că odată mă duceam la o seară de rugăciune și să o iau și pe mama de la țară. Și era sâmbătă seara și mama încă făcea de mâncare și zice, mă, mai stai un pic și tu să termin mâncarea. Zice, intră la taică. Tu, taică mi-o era nepocăit și se uita la un meci de fotbal. Era campionatul mondial Argentina-Iran. Și eu dacă am jucat fotbal și am avut porniri spre așa ceva, când am intrat pe ușă și m-am uitat la televizor, am înghețat. M-am pus jos pe scaun și mai erau 5 minute. În ultimul minut, nu știu cum, în prelungire de asta, dă Messi gol. Și păi, zic, bă, dar exact acum, mă, nu se poate. Și eu care am un pic imaginație de sportiv, mă gândeam, dar mama imediat vine și zice, hai să plecăm. Acum mai stai, matale, 5 minute, că nu-i gata. Deci imediat te prinde. Ei, am plecat după ce s-a terminat, m-am dus la rugăciune, când mă pun pe genunchi să mă rog, eu văd golul lui Messi. Nu puteam să mă... Dumneavoastră vă râdeți, că dumneavoastră nu pățiți așa ceva. Dumneavoastră de fiecare dată când veniți la biserică și vă puneți pe genunchi, efectiv n-aveți nimic. Sunteți direct conectați cu cerul. E, înțelegeți? Deci diavolul știe cu ce să te ispitească în așa fel, pe măsura plăcerilor tale, încât și când vii la rugăciune să te desprindă de cerul de acolo. E, de-abia când ispita se unește cu pornirea din mine, când se unesc, dau naștere la păcat. Dacă e doar ispită și nu s-a unit cu pornirea, nu este păcat. Dar am o veste proastă și rea pentru fiecare dintre noi. Niciun om, absolut niciun om din lumea aceasta nu a reușit să se lupte, să nu se unească pornirea cu ispita din afară și să nu păcătuiască. După Biblia mea scrie, toți au căzut. Toți n-au putut lupta în așa formă. Citiți în Vechiul Testament, vedeți toți mari oameni, cel mai înțelept om, cel mai puternic om. Oamenii aleși al lui Dumnezeu n-au putut lupta și să biruiască. Toți au fost biruiți. Și dumneavoastră și cu mine, datorită că în interior avem o fire, s-ar putea ca pornirile astea să fie unite cu ispita și toți dintre noi am păcătuit. Că de-aia vreau să vă duc la ce ori cântat copiii. Există un singur loc unde poți totul.
Unul singur a luptat și a biruit. Și a spus, puteți să mă dovediți careva care, că am păcat? Cine a fost? Deci Domnul Iisus în lupta Lui, pornirile și ispitele nu s-au unit niciodată. Și a rămas neprihănit și sfânt și fără de păcat. Binecuvântat să fie El. De aceea singurul loc unde lupta asta are biruință este în Hristos. De-aia zice, pot totul, pot totul, dar numai în Hristos, pentru că El este singurul care a biruit. Și agentul care demonstrează că Hristos este puternic în tine este Duhul Sfânt. Vă rog frumos să citiți, dacă poți să mai pui o dată Galateni, capitolul 5, versetul 17. Fiți foarte atenți la versetul ăsta ce scrie. Firea pământească poftește împotriva cui? Deci lupta între cine trebuie să fie? Între fire și? Nu între tine și fire, că tu nu poți birui plăcerile firii niciodată. Lupta este între fire și Duhul Sfânt. Numai așa biruiești dacă ești în Hristos, agentul care demonstrează puterea lui Hristos în tine este Duhul Sfânt. Și lupta acum este între Duh și fire. Atâta timp cât te-ai luptat dumneatale cu firea și cu pornirile din ea, ai căzut de fiecare dată. De-aia dacă sunteți un prieten aici și sunteți tânăr într-un mod special, puteți să vă luptați 1000 de ani și nu veți reuși să biruiți. Eu am auzit oameni care vor să biruiască ei prin puterea lor, firea lor pământească și să nu mai păcătuiască. Acest lucru este imposibil. Dumneatale trebuie să vii în Hristos, să-L primești pe Hristos, în momentul ăsta vine agentul care demonstrează puterea lui Dumnezeu și este Duhul Sfânt în tine. Și acum am puternicit de Duhul Sfânt în tine, te lupți cu firea pământească și poți birui prin Duhul. Slăvit să fie Domnul! Deci n-ai nicio șansă, de-aia copiii ăștia toți când vor crește, ei n-au nicio șansă să biruiască păcatul, niciunul dintre ei. De-aia trebuie învățați de copii, trebuie să-L primiți pe Iisus. Trebuie să vă ascundeți și să vă așezați în Hristos. Ăsta e singurul loc de biruință împotriva firii și împotriva păcatului. Binecuvântat să fie Domnul! Eu tot am mai spus pe unde am mers că cineva din țările sărace a venit în coa în Europa, dar acolo, nu știu exact în ce țară săracă, unde existau inițialele astea, AC, însemna curent alternativ. Și nimeni n-avea voie să atingă pentru că era pericol de moarte. Când a venit în Europa, a început să câștige bani și a cumpărat o mașină. Și când a plecat cu mașina, a văzut că are un buton. Și pe buton știți ce era scris? Inițialele AC. N-a atins niciodată butonul. De frică. Mergea vara cu geamurile deschise, prosopul după cap, se lupta toată ziua cu gâzele, cu insectele, cu aerul, cu căldura, ajungea la sfârșitul zilei praf. Până când a luat pe cineva la ocazie. Și când a intrat ăsta și a văzut că se luptă așa cu căldură și tot transpirat și tot rupt de oboseală, zice, domnule, dar de ce n-a apăsat butonul ăsta? Ce nu-i voie? Păi de ce nu-i voie? Zice, e curent alternativ. Și el nu mă. Îi aer condiționat și a apăsat butonul. Când a apăsat butonul și a venit aerul condiționat și a luat prosopul, a început să devină relaxat, a închis geamurile și ajungea acasă relaxat. Ce a făcut diferența? Un buton. Trebuie să știm fiecare dintre noi că în momentul când ne-am născut fără butonul ăsta, puterea asta, aerul ăsta condiționat, care vine de la Dumnezeu, Duhul Sfânt. Noi n-avem mașina noastră când ne-am născut, n-a fost capacitată cu butonul ăsta. Dar când vine Duhul lui Dumnezeu în tine, te capacitează cu butonul ăsta și atunci asta îți dă putere de biruință asupra păcatului. Binecuvântat să fie Domnul! Nimeni n-are nicio șansă fără Duhul Sfânt să biruiască păcatul și în lupta asta. Dumneatale, dacă te lupți cu fire, cu firea vei fi biruit și vei ajunge în faliment și în eșec de fiecare dată. Dar dacă te așezi în Hristos, agentul ăsta, Duhul Sfânt, te împuternicește și vei avea biruință. Dar
După ce te-ai pocăit, după ce te-ai așezat în Hristos, după ce agentul ăsta Duhul Sfânt te-a împuternicit, va trebui ca și pocăit să faci două lucruri. Unu, să ucizi și doi, să fugi. Ați priceput toți pocăiți? Sunt două lucruri, dacă a venit Duhul Sfânt în tine și ești mântuit, dacă n-a venit Duhul Sfânt în dumneavoastră și nu sunteți mântuiți, nu trebuie să faceți absolut nimic, să duceți nicio luptă, că veți fi biruiți de fiecare dată. Așezați-vă în Hristos, primiți-L pe Hristos și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dacă am făcut lucrul ăsta și suntem mântuiți și pocăiți și a venit Duhul Sfânt, atunci trebuie să ucizi, să omori și să fugi. Păi ce spune Biblia dumneavoastră? Știți ce spune Biblia mea? Zice, acum prin Duhul faceți să moară. Zice, omorâți faptele firii pământești. Deci în momentul când a venit Duhul Sfânt și te-a împuternicit, acum dumneata le-ai personalitatea dacă faci lucrul ăsta sau nu, ai libertatea și dumneata le alegi. Dacă vrei să fii un învingător, să nu te biruie păcatul, trebuie să ucizi. Vreau să vă întreb, dumneavoastră pe cine vă vine să omorâți? Că am auzit câteodată câte un frate, bă, îmi vine să-l omor, mă. Pe cine îți vine să-l omori? Pe ăla care-l iubești? Nu, pe cine vine să-l omori? Pe ăla care-l urăște. Deci, oricine dintre dumneavoastră urăște păcatul, va ucide. Deci să nu mă înțelegeți greșit, să vă duceți pe acasă, să spuneți la lume că uceți neînvățat ăștia la pocăiți să fim criminali. Să o omorâm. E vorba spirituală aici. Deci trebuie să ucizi, nu te joci, tai toate legăturile. De-aia Biblia e radicală, zice, dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, ce faci? Dacă degetul tău, mâna ta, deci ceva radical, nu e vorba că scoți ochiul, ochiul. E vorba că trebuie să ucizi și să omori toate lucrurile care te duc la păcat. Dar trebuie să le urăști. De-aia dacă noi tot explicăm la oameni, am avut o soră care avea mari probleme, era înspăimântată, frică, nu-și mai lăsa soțul la biserică, intră hoții, intră nu știu ce, nu mai pleacă nimeni. Și a venit un frate care a consiliat-o și a spus așa, femeia asta trebuie să scoată televizorul afară din casă. Și n-a acceptat. Nu faci voi regulă la mine în casă. Dar problema venea de la televizor. Vedea la știri violența, vedea la știri cum intră bandiții prin casă, vedea la știri o grămadă de fapte oribile care se fac și a intrat Duhul ăsta și a înspăimântat-o. E, dacă vezi că lucrul ăsta te dereglează, ia televizorul și dă-i drumul. Aruncă-l de la etajul 3 să facă scântei. Dar dacă îți place, nu poți omorâ și nu poți ucide ceea ce îți place. Așa că dacă nu puteți dumneavoastră să faceți lucru, mă chemați pe mine și pe fratele David. Luăm o toporișcă și ne ocupăm de asta. Asta e foarte simplu. Înțelegeți? Deci nu se poate, dacă vezi că telefonul ăla te deranjează toată noaptea și stă pe noptieră, vrei să te culci, iarălei, dimineața când te trezești, ești drogat de lucrul ăsta, ascultă-mă, chiar dacă ai iPhone, cât o fie acum, 9, 10, cât o abar n-am, îl pui sub picioare și îi dai una. Fără milă. Da, da. Costă bani. Zice fratele David, costă bani asta. Cum să-l arunci? Păi da, dar dacă vrei, dumneavoastră ați fost înzestrați cu Duhul lui Dumnezeu când ați fost mântuiți. Dar Duhul lui Dumnezeu nu face lucrări dacă dumneatale nu ești pus la dispoziția Lui. Ce, băi, dacă urăști ce urăsc eu, Duhul Sfânt urăște păcatul. Oameni buni, noi trebuie să urâm păcatul și atât. Trebuie să ne despărțim de păcat și atât. Trebuie să ne împotrivim păcatului și numai păcatului. Și atunci trebuie să devii un ucigaș care să omori faptele astea firii pământești. Vezi că te deranjează ceva, scoate-l afară. Mă întreabă undeva, acum am fost, mă întreabă, zice, într-o biserică, e bine să mergi la mare? Păi zic, voi n-aveți nevoie să mergeți la mare, că după cum le-am văzut pe aștia la închinare în față, că au cântat, e ca la mare. Păi ce să mai mergeți la mare? Bă, dacă vezi că-s lucrurile astea, te depărtezi de ele. Te duci, dacă vezi că ești ispitit în anumite locuri, dacă vezi că nu e în regulă,
Doamne, ai milă de noi. Amin. Și după ce ai ucis, fugi. Dumneavoastră știți ce îndemn a avut Pavel pentru Timotei, că ăsta era mai tânăr. O zis așa, fugi de... Știi că ai porniri, Duhul a venit, dar te învață să fugi sănătos. Fugi. Vine un prieten la mine și zice, frate Mihaiță, trebuie să vă mărturisesc că am fost cu prietena din biserică și am fost în Franța. Zic, cum mă, tu cu ea, da? Păi zic, tu unde ai dormit? Eu la hotel, ea la neamurile ei. Ai dat toată ța bani să dormi la hotel, da. Păi zic, unde vă întâlneați? La camera de hotel. Bă, zic, omule, dar cum ai făcut? Și stați liniște, frate Mihaiță. Că înainte de a veni, mă puneam pe genunchi și mă rugam. Doamne, te rog să mă păzești. Doamne, nu mă lăsa. Ascultați-mă ce vă spun. Dacă pățiți vreodată așa ceva, nu vă mai rugați. Deschideți geamul și săriți. Aici este bună fuga. Ați auzit de Iosif din Vechiul Testament? Ăsta când a pus nevasta lui Potifar mâna pe el, știți ce a făcut? A zis, stai să fac o rugăciune. Doamne! Dacă făcea rugăciunea, ce se întâmpla? Rugăciunea are loc cu ei și fuga are loc cu ei. Ne rugăm, dar când sunt astfel de cazuri, fugi. A lăsat haina acolo, a fugit și a biruit. Altul tot în Vechiul Testament se numește David. Ăsta se plimba pe acoperișul casei și a văzut o femeie că făcea baie. Bărbatul se era, ducea luptele, că făcea parte urie din vitejul lui David și în timp ce ăsta se bătea, ea stătea la plajă. Că mă răsune așa. Bărbatul e la lucru și ea e la plajă. Nu e nicio problemă. Ăsta cu sudoarea pe frunte și ea stă la strand. Păi, omule, dacă bărbatul tu e la lucru și e în luptă, păi tu nu stai la plajă, mă. Și David a văzut-o și era și el un om ca și noi, cu fire, cu porniri. Și a fugit. De ce a făcut? M-a întrebat, cine e asta? De ce te interesează? Ce să vină la palat. Dar pentru ce să vină la palat? Păi poate cântăm un duet. Ascultă-mă, cântă duet cu nevastă ta. Da, frate, dar nu cântă bine, nu-i nimic, cântă cum știe ea. Dar e nevastă ta. Am văzut atâtea dueturi în lumea asta care s-au ales praf. Și dumneavoastră știți despre ce vorbesc. Poți să fii om mare, predicator și cântăreț în țara asta dacă nu fugi. Nu crede tu că dacă predici bine, cânți bine, da, Domnul te va păzi. Domnul ți-a spus ce să faci. Ucizi și fugi. Dumneavoastră știți povestea lui Samson. Povestea lui Samson este povestea doi lei. Unul dintre ei era în vile din Timna și Samson atât de era de puternic că l-a biruit. Dar un leu era în interiorul lui și l-a devorat pe viață, l-a lăsat fără ochi. Și leu ăsta a fost pofta pentru femeile frumoase. Niciodată n-a fugit de ele. A spus, ia-mi eu că-mi place. Acum eu vreau să vă întreb. Știți că Biblia îl descrie pe Satan ca un leu care... Dumneavoastră când ieșiți de la biserică, dacă ați vedea un leu adevărat, răgnind și venind către dumneavoastră, ce ați face? Sigur, așa aș face și eu, dar unii știți ce fac? Deci, îmi scoate telefonul să facem un selfie. Să rămână amintire, auzi. Păi, bă, omule, tu cum te joci cu leu să faci selfie ăsta, trebuie să fugi de el. Lasă că telecomanda la mine. Lasă, frate, că pe mine nu mă... Nu, n-are nimic, ascultă-mă ce spun. Fugi de leu. Pentru că s-ar putea să te înghită. Nu mai spune că tu nu poți. Protejează-te, păzește-te. Eu m-am dat seama de un lucru. Cei care se consideră vulnerabili și slabi totdeauna fug. Eu am crezut că oamenii tari nu beau. Nu beau, că eu sunt puternic, nu beau. Dar acum dau seama că cei care nu beau sunt oamenii care se consideră, băi, eu mă trebuie să mă păzesc de asta. Ăla care tăi, nu are nimic el.
Ăștia care se simt vulnerabili se protejează de anumite lucruri. Ăla care se simte tare are toate șansele să cadă. De-aia zice, aveți grijă cei care stați în picioare, ce se întâmplă? Să nu? Nu vă credeți tari, protejați-vă, fugiți. De acum vreau să închei să vă întreb. Este vreunul dintre dumneavoastră care săptămâna trecută ați dus lupta asta și pornirea din dumneavoastră nu s-a unit cu ispita? Ați omorât, ați ucis și ați fugit. Dacă ești așa, Dumnezeu va veni. Dar dacă ai fost biruit în orice domeniu și pornirea s-a unit cu ispita, credeți că mai vine Dumnezeu prin faptul că noi cântăm și predicăm? Sau când vine Dumnezeu? Când suntem curați. Și dacă ne-am întinat și ne-am murdărit și nu mai suntem curați, ce trebuie să facem? Ceva ce nu facem și nu vrem. Un singur lucru, să ne pocăim. Ai fost întinat, ține minte, Dumnezeu din cauza ta nu mai vine aici. Ești responsabil, vei ajunge în fața lui Dumnezeu și pentru ceea ce ai făptuit în săptămâna aceasta, Dumnezeu nu mai coboară. Și vei merge la judecata lui Dumnezeu și vei răspunde. Dar Dumnezeu ne dă o șansă, dacă vrem din nou să fim curați, avem șansa pocăinței. Și când te pocăiești, sângele Domnului Iisus te curățește de orice păcat și vine Dumnezeu din nou, binecuvântat să fie El. De-aia ne-a dat șansa asta Dumnezeu și de-aia la fiecare predică ar trebui un moment de pocăință. Am avut o fată la liceu, la Oțelul Roșu și fata asta era la liceu și le-a dat să vopsească anumite elemente prin liceu și s-a umplut de vopsea. Și după ce s-a umplut de vopsea, s-a dus și s-a spălat cu diluant. Și după ce s-a spălat cu diluant să se curățe de vopsea, s-a dus la robinet să se spele cu apă și săpun. Dar lângă robinet era un aragaz pornit. Știți ce s-a întâmplat cu fata? A luat foc. Știți care a fost șansa ei? Că înainte de a începe munca, au făcut protecția muncii și cineva a învățat așa. A spus, băi, dacă vreodată o să luați foc, aveți două variante. Unu, vă puneți pe jos și vă tăvăliți pe față și pe spate până se stinge focul, sau vă duceți la un perete și vă tăvăliți pe perete, pentru că nu poți să stingi focul de pe spate, până se stinge focul. Când fata asta a luat foc, știți ce a făcut? Dacă avea o soluție, o șansă, credeți că s-a gândit că băiatul ăla din clasă se uită la ea și ea se tăvălește pe jos? Se gândea ea la profesor, că ce o să zică profesorul de ea dacă se dă de toți păreții? Știți ce a făcut fata asta? S-a pus pe jos, s-a tăvălit până s-a oprit focul. Ascultați-mă, s-ar putea în seara asta când ai venit să intri pe ușă cu focul pe tine. Nu e important când cât de frumos și cât predici de bine. Important este să n-ai focul pe tine. Știți care e marea tragedie? Venim cu focul pe noi, facem slujbe și plecăm tot cu focul pe noi. Nu-i corect. Știți ce spune Biblia? Simțiți-vă ticăloșia, tăvăliți-vă, să fie o rupere în interiorul tău. Păi, Doamne, eu sunt tinat, eu nu-s curat, eu m-am murdărit, am venit în casa ta cu focul pe tine, nu să fac spectacol, ci vreau focul ăsta să se oprească, vreau să mă vindești tu, sângele tău să coboare peste viața mea, pentru că eu vreau să mă duc acasă liber și curat. Eu vreau în casa mea să vină Dumnezeu. De-aia nu vine Dumnezeu dacă nu ne pocăim. Dacă ai reușit să biruiești, slăvit să fie Domnul. Dar dacă n-ai biruit și ai fost păcălit, singura soluție este să te pocăiești. Pentru asta ne numim biserică de pocăiți. Pentru că aici trebuie să aibă loc pocăința. Știți care e marea tragedie? Că vezi foarte rar o lacrimă. Vezi foarte rar un om care îngenunchează și dă cu capul de pământ. Vezi foarte rar pe cineva care se tăvălește și simte ticăloșia. Dacă ne-am pocăit cu adevărat, unii ar râde.
dar la măsura păcatelor noastre care le avem, ar trebui o pocăință în sac și în cenușă. Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim. Vă invit să ne ridicăm în picioare la o rugăciune. Doamne, ne închinăm în fața Ta și în seara aceasta. Am înțeles în seara aceasta că nu ești impresionat de slujbele noastre, nici de prezentarea care avem în fața oamenilor, nu ești impresionat nici de cântări, nu ești impresionat nici de inteligența și înțelepciunea noastră. Tu n-ai venit să ne faci poze, Tu nu pui pe YouTube, nu pui pe Facebook. Doamne, Tu ești impresionat de sfințenie, ești impresionat și cucerit de curăție, de puritate, de integritate. Și aproape că lucrurile astea sunt pe cale de dispariție. Doamne, mintea noastră e ca un burete care absoarbe tot și recunoaștem că nu este un pânte curat, că a fost atins de lumea aceasta, ne-am întinat cu lucrurile lumești, cu lucrurile pământești. Doamne, n-am reușit, poate unii din noi, în lupta dintre pornire și ispită să învingem. Te rog să ne ierți în seara asta. Mă rog, dacă există prieteni aici, să-i faci să înțeleagă că atunci când s-au născut, n-au fost capacitați cu putere să învingă păcatul. Fiecare dintre noi falimentăm, eșuăm și păcătuim. Dar există un loc unde se poate totul și locul acesta este în Hristos, Fiul Tău. De aceea ajută fiecare prieten să se așeze în Hristos, pentru ca Duhul Sfânt să vină peste el și această mașină a vieții noastre să fie echipată cu putere. Te rog să ne umpli de prezența Ta și de puterea Ta. Și Doamne, și noi pocăiții, dacă am greșit și ne-am întinat, Doamne, Tu ne-ai dat o soluție și ai spus că dacă suntem corecți, dacă suntem sinceri, dacă ne pocăim, orice păcat care ți-l mărturisim, Tu ni-l vei ierta. De aceea te rugăm, curățește din nou întinăciunea noastră. Dă-ne, Dumnezeule, din nou puritatea. Doamne, nu lua de la noi Duhul Tău cel Sfânt, zidește în noi o inimă curată. Tu nu mai vrei să scrii pe piatră, Tu vrei să scrii pe o inimă curată. Nu poți să scrii pe o inimă murdară, de aceea sângele Domnului Iisus să curățească viața noastră. Cuvântul Tău să se întrupeze în noi, Doamne. Și te rog, Doamne, dorim din nou să vii cu noi, să fii cu noi, să ne dai sărutul Tău duhovnicesc și în numele Sfânt al Domnului nostru Iisus Hristos să fie și să rămână cu noi cu toți. Amin.